Salutare, dragii mei! Bine ați venit pe canalul de YouTube Bogdan Mihaiț. Astăzi vom veni cu un episod despre extracția mierii prin centrifugare. Exact cum v-am promis din episodul anterior, când am schimbat tupii vechi în tupii noi și o să vedeți etapele extragerii de miere. În primul rând, mierea este un aliment complet și un remediu folosit de milenii. Vă prezint o ramă de la captura de rapiță. Consider că nu sunt toate acum exemplare. Fac preluarea, da, ramelor din tub? Da. Da. Păi preluăm ramele, le curățăm de albină, frumos. Stați așa, încet cu peria, nu deranjăm albina prea mult. Timpul e ignorat. Mai de soare, iară de nori. Așa ușor. Nu avem izgonitoare. Nu folosim așa ceva, nu stresăm albina. Nu are foarte multe familii, atunci folosesc izgonitoare. Noi căutăm să ținem albina cât mai nu stresată din puncte de vedere. Nici măcar gratii Hahnemann nu am. Iar dacă urcă matca sus, ea știe dacă îi trebuie ouă mai multe sau puier mai mult, familia știe să nu fie controlată chiar din toate punctele de vedere. Și suntem mulțumiți cu cât de Dumnezeu. Exact. Pentru că considerăm că anul ăsta la rapiță a fost extraordinar. După câte săptămâni de culegere a mierii au fost? După 3 săptămâni de la noi atât a ținut aici rapița. Da. Sunt familii mai puternice, mai puține. Puternice. Da. Dar suntem mulțumiți, așa cum este. Suntem mulțumiți. Uitați aici, a? Acum suntem în cortul nostru improvizat de stoarcere. Aici ce este? Aici este masa la care noi curățim ramele care sunt căpăcite. Acolo, adică după ce ați luat ramele din tub? Da, normal. După ce luăm ramele din tub, le căpăcim, le introducem în centrifugă. Asta e centrifugă? Da. Câte rame intră? 12 rame de cat, adică de cules și merge pe sistem electronic. La baterie. Și cât durează? Durează în jur la 3 minute. 3 minute și după aia? Stoarcerea. Luăm ramele afară, curățăm altele, le băgăm la... Asta poate să fiecare sezon. Da, la centrifuga, da. Și acum... Fiecare sezon, la fiecare stors, la fiecare cules, dacă este. Acum s-a terminat sezonul de rapiță. După cât timp? Exact cum ați spus. După... O lună de zile ține la alții, la noi a ținut numai 3 săptămâni. Deja nu mai picură deloc, nu mai... Da. Nu mai dă deloc. Și aici acum... Numai dacă am lăsat-o, ar băga peste rapiță polifloră de pe câmp sau începe salcâmul peste 2 săptămâni, să sperăm. Și aici acum ce desface? Cum e? Aici se descăpăcește. Asta e o sculă de descăpăcit. Am primit-o de la un fost prieten al meu. Are cel puțin 50 de ani vechime de când e făcută. Prietenul care mi-a oferit-o cadou a decedat, un foarte bun prieten. Ciurea Marius îl chema. Și el avea stup. Așa arată ramele care le... Uite, mă dă. Uite așa. Asta trebuie curățată. Exact, se pune aici, exact așa, se pune așa. Da. Introducem asta și tăiem frumos căpăceala. Dacă este sub nivelul de ramă, folosim furculița de descăpăcit. Adică această sculă care, uitați, vedeți aici, de exemplu, mai sunt câteva. Scriem un pic, că el e căpăceală proaspătă, se desface imediat. Observați? Exact aceeași treabă. Da, obligatoriu. Trebuie îndreptate ramele, ele să nu se lovească după aceea sau să clădească într-o parte mai mult sau mai puțin față de... Atât. Asta e gata, vedeți? Da. Atât. Și după aia trecut... În centrifugă. Da, în centrifugă. Asta este momentul de stoarcere în centrifugă. După aceea luăm ramele afară, le ducem înapoi, zicem noi, la curățat. Da, sunt curioasă cum arată mierea, adică cum iată mierea din centrifugă. Mierea din centrifugă, aici se stricoare, uite acolo, vezi?
Asta e? Pun jos aici. Da. O să vedem după aia. Da. După ce se termină 3 minute de... De stors. Da. Dus ramele la locul lor, umplând, s-a umplut și... Ia să vedem. Ce curge? Opa, dar nu am vrut să fiu sus așa. Mai bine acum. Ok? Gata. Uite-te. Asta e mierea de rapiță. Da. După centrifugare. Folosim două rânduri de site ca să filtrăm bine. Mierea... Super. Mierea este antibacteriană, deci nu poate și nu se combină cu alte corpuri străine. Deci asta facem de fiecare dată. Da, în principiu la stoarcere... De câte tipuri de miere? În fiecare an se repetă aceeași. Dacă înveți clasa întâia bine și o ții bine minte, clasa întâia, în fiecare an la albine se repetă același ciclu. În fiecare și fiecare și an. Bun, dați-vă o... Tot timpul trebuie cu trecurătoare? Obligatoriu. Dacă nu vrei să ai miere da, cu resturi de albine, cu resturi de ceară. Foarte tare. Da. Și cât costă un borcan de miere de rapiță? Cât costă în general mierea de rapiță? Mierea de rapiță la îngro e plătită la nivel de zahăr. Deci ăsta e prețul care dacă iei un zahăr cât este de dulce și mierea de rapiță cât e de dulce, cam acolo e prețul raport la îngro. La piață este 25 de lei un borcan bun de miere de rapiță care nu fermentează, adică a fost maturată destul de bine. Da. Și asta trebuie să fie găleată plină. Aproape. 25 de kilograme trebuie să iei. Bun. Da. Și dacă un... pui prea plină după aia de la capace se poate... Asta, știu. Da. Și o concluzie? Multă muncă. Fără ajutor. Fără ajutor. Fără ajutor din partea nimănui. A tău și a tău. Atât. Și... Cel mai important să iubești albina. Da. Dacă iubești albina și albina te iubește pe tine și te ajută să crești. Dragii mei, atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut și vi se pare foarte interesant, nu uitați să dați un like sau și un subscribe la canal de YouTube Bogdan Mihai și sper să venim cu un alt episod interesant și pe data viitoare. Foarte gustată mierea. Ciao!